Am onoarea să vă salut, stimați compatrioți, și să vă urez la mulți ani de Ziua Națională a României. Însoțesc această urare de o dedicație muzicală specială. Fraților de arme, toți vă ridicați glasul clopotelor să-l ascultați, că vă cheamă luptă sângele străbun, să păziți hotarul de dușmanii păgâni. Ne-au călcat străinii, ne-au poftit vecinii, ca și brazi în munte, nu ne-o m-a plecat. Și de-o fi furtună și de-i vreme bună, vatra românească noi ne-om apăra. Ioane și Vasile, țara sunteți voi, vrednici trageți coasta, vrednici la război. La hotarul țării cât o să vegheați, ordore mine leagă-n prunci netulburați. Ne-au călcat străinii, ne-au poftit vecinii, ca și brazi în munte, nu ne-o m-a plecat. Și de-o fi furtună și de-i vreme bună, vatra românească noi ne-o m-a apărat. Știu și brazii și munții vă știu, voi sunteți stăpânii noi pământ pustiu. Și în orice suflet de brav luptător flutură de-a pururi mândru tricolor. Ne-au călcat străinii, ne-au poftit vecinii, ca și brazii în munte, nu ne-o m-a plecat. Și de-o fi furtună și de-i vreme bună, vatra românească noi ne-o m-a apărat. Doamne, ocrotește neamul românesc și pământul care moșii hodinesc. Doamne, să vegheze neamul să nu piară, să nu pribegească departe de țară. Ne-au călcat străinii, ne-au poftit vecinii, ca și brazi în munte, nu ne-o m-a plecat. Și de-o fi furtună și de-i vreme bună, vatra românească noi ne-o m-a apărat. Și de-o fi furtună și de-i vreme bună, vatra românească noi ne-o m-a apărat. La mulți ani, România, la mulți ani, buni români, și mă bucur că în minutele următoare ați optat pentru postul de televiziune 6TV și emisiunea Valori Euroatlantice, unde am invitat trei apărători a unor valori care țin de ceea ce își dorește orice țară civilizată: libertate, independență, integritate teritorială, suveranitate națională. Am plăcerea și onoarea să vă prezint pe domnul general Neagoe Visarion. Bine ați venit, domnule general. A comandat structuri importante în armata română, a fost în misiuni în deșert, mai are și acum pe poliții din, de pe uniforma de acasă, câteva fire din deșertul irachian, unde a îndeplinit o funcție extrem de importantă. De asemenea, în mod surprinzător, dar necesar, am invitat un apărător al prieteniei dintre România și statul care are pe continentul african cea mai puternică armată, este vorba de Egipt. Invitatul nostru fiind vicepreședintele Comunității Egiptenilor din România, dr. Abdallah Mubasher. Bine ați venit la emisiunea noastră. Bine am găsit. Și pentru că suntem într-un moment de evocare emoțională, aparte, am optat pentru a fi alături de noi un scriitor de mare talent, un om care prin condeiul său apără și a apărat în publicațiile pe care le-a condus și le editează ceea ce înseamnă
spiritul românesc, scriitorul Dan Găjiu. Am onoarea să vă salut. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Pe ecran, în spatele invitațiilor noștri, sunt imagini de la parada de anul trecut din București și le-am proiectat odată pentru că vom comenta anumite momente din derularea ei și mă refer la tehnica de luptă care va evolua în contextul în care de 1 decembrie 2014, conform hotărârii luate, parada militară se va organiza prin fața Parlamentului României. Iată că un nou președinte înseamnă un nou mod de a desfășura parada militară. Sigur că explicațiile oficiale țin de faptul că Arcul de Triumf este acum în renovare și vom vedea ca simplii români, 2000 de militari, dintre care majoritatea covârșitoare sunt din Ministerul Apărării Naționale, dând onorul celor care sunt întituiți de alegerile recente să conducă destinul României în următorii ani. Domnule general Neagoe Visarion, ați organizat asemenea ceremonii la nivel național. În același timp aveți avantajul că sunteți omul care ați văzut pe militarii noștri în coloană, în misiuni și în teatrele de operații. Ce înseamnă pentru noastră 1 decembrie în anul 2014? 1 decembrie din acest an este unul deosebit pentru mine și pentru toți românii, cred, pentru că este un an de vârf din punct de vedere electoral, politic, poate și economic, creșterea înregistrată din statisticile pe care le cunosc. Este un an când armata română are din nou ocazia să defileze ca orice armată a lumii care se respectă, să defileze în capitala țării. Ca orice armată de profesioniști. Ca orice armată de profesioniști și care cred că are ce arăta. Cel puțin sub asfaltul pregătirii, militarii noștri s-au rotit în numeroase teatre de operații, deci vin cu experiența și de război în spate și au ce arăta românilor, ce arăta țării și chiar lumii. Este vorba din perspectiva dumneavoastră doar de respectarea unui ceremonial sau putem cu ocazia aceasta să reamintim telespectatorilor și faptul că atât parada pe care o văd acum pe ecran, cât și pe parada care este organizată de 1 decembrie 2014, readuce în atenție profesioniști care au fost rodați în locuri unde nu este o joacă, o operațiune care se desfășoară într-un teatru de război. Exact, este această diferență, dar și capitalul și experiența acumulate în teatrele de operații, dar eu care m-am fost implicat nemijlocit în coordonarea pregătirii unor asemenea ceremonialuri militare cu parada militară, cunosc că dincolo de aspectul pur festiv, se află multă muncă, multă disciplină, eforturi deosebite, mulți au invocat și data de 1 decembrie, care ridică niște dificultăți ce privește organizatorii, dar și pe executanți, participanții nemijlocit la paradă. Tehnica, de asemenea, vă sunt implicați. Vă referiți la temperaturi probabile. La temperaturile joase. Eu chiar am prins așa ceva și toată perioada de pregătire, de 2 săptămâni cât a durat pregătirea, a fost ger și zăpadă. În ziua parăzii a fost soare, a fost o temperatură super, au venit foarte mulți spectatori, mulți români să asiste la această paradă. Am zis că e după sufletul organizatorilor la momentul respectiv și cred că ar fi fost. Cert e că imediat când s-a încheiat parada a început să ningă frumos. Da, dar aș vrea să ne explicați un nou lucru. Această pregătire, spuneați dumneavoastră, de 2 săptămâni se face în contextul în care s-a renunțat la pasul de defilare de tip sovietic și acum este pasul de defilare de tip NATO. Asta înseamnă că este mai ușoară pregătirea? În niciun caz nu este mai ușoară pentru că mișcările trebuie totuși coordonate, sunt structuri diferite care vin la acest adevărat spectacol și trebuie realizată o uniformitate. În fond totul se reduce la aplicarea regulamentului, dar și la uniformizare a mișcărilor, a deplasărilor, a structurii unei parăzi. În plus, partea de defilare cu tehnică este deosebit de complexă și tehnica trebuie foarte bine pusă la punct din mod funcțional ca să nu fie surprize. Domnule general, 1 decembrie 2013 a fost momentul în care președintele Traian Băsescu a urmărit parada militară împreună cu președintele Nicolae Timofti al Republicii Moldova.
cu experiența pe care o aveți și despre care am menționat mai înainte, credeți că vom avea șansa la viitoarele părăți să vedem printre plutoanele invitate din armatele altor țări și un pluton din Armata Națională a Republicii Moldova? Vă întreb pentru că am avut un dialog electronic, by e-mail, cu fostul ministru apărării Vitalie Marinuța, un patriot, un om care ține la limba sa, limba română, și care îmi spunea că au fost anunțați prea târziu ca să mai poată participa cu o subunitate la 1 decembrie 2013. Dumneavoastră, cum evaluați o asemenea perspectivă? Eu cred că lucrurile trebuie pregătite din timp. De regulă, militarii, cei care se ocupă nemijlocii de organizare, de planificare, primesc decizia finală cu foarte puțin timp înainte de 1 decembrie, este că unul dintre motivele pentru care nu se pot face demersurile diplomatice necesare pentru a invita și militari din alte armate să defileze, cu atât mai mult din Republica Moldova. Eu știu că se poartă o asemenea procedură. Sunt structuri din diferite armate aliate, de exemplu, care participă reciproc, la reciprocitate, la asemenea ceremonialuri militare de mare anvergură. La noi se uită în acest moment părinți al unor tineri care sunt în armată, soții, rude, și poate că ar fi bine să ne spuneți pe ce criterii sunt selecționați bărbații, sunt alese femeile care poartă uniformă militară și au onoarea să fie la parada militară de 1 decembrie. Fiind o armată, având o armată de profesioniști, eu zic că problema e mai ușor de rezolvat decât era înainte, când aveam de diferite înălțimi militari, era serviciu militar obligatoriu. Acum chiar criteriile de selecție a celor care se înrolează în rândurile armatei și devin astfel profesioniști, și criteriile sunt din punct de vedere fizic, pentru că aici cred că ați vizat dumneavoastră problema, sunt mai ușor de rezolvat. Însă, repet, trebuie foarte mult antrenament atât în cazărmile unităților de proveniență, cât și centralizat la București în răstimpul relativ scurt în care se uniformizează întreaga paradă militară. Scriitorul Dan Găjiu, un scriitor profund, un conațional atent la modul în care trece timpul pe plaiurile mioritice, cum se raportează scriitorul Dan Găjiu la 1 decembrie? Mai întâi vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o să vorbesc în această zi, o zi efectiv sfântă și care pe mine mă aruncă pe undeva, pe de o parte, într-un sentiment de nostalgie și totodată de mândrie. Nostalgie pentru că exact acum 30 de ani, când ziua se sărbătora 23 august, cum bine știm, eram elev în școala de ofițeri, în școala militară, și defilam tot așa prin fața tribunelor oficiale, atunci eram plină vară. Nu aveam probleme din punct de vedere al condițiilor climatice, cum spunea domnul general, și aș vrea să comentez un pic pe problema că de ce, fiindcă s-a ajuns la un moment dat până acolo încât se propunea chiar să se schimbe ziua, și vă spun și cine, acum vreo câțiva ani ascultam la radio pe distinsul diplomat Neagu Giuvara și vorbea cam la degajat așa, că n-ar fi rău, și făcea paralela cu ziua de 10 mai, când se sărbătorea mult înainte, pe vremea regilor, ziua națională. Era, mă rog, atunci era firesc, era întemeiat, și spunea că era mult mai bine să pice primăvara decât iarna, fiindcă, într-adevăr, uite, nu știam. Domnia sa vorbea din perspectiva spectatorului, adică, domne, vine, ninge, plouă pe noi, cum se zice, noi asta e o sărbătoare mare în care trebuie să participe tot poporul. Mai bine să mă acasă, ne uităm la televizor. Dar eu n-am avusesem în vedere atunci când ascultam ce spune și domnul general, că erau și probleme organizatorice, și, într-adevăr, mă gândesc la soldați, chiar dacă stii profesioniști, deși eu nu sunt de acord cu termenul ăsta, pentru că eu am făcut parte din vechea armată, când erau profesioniști, noi românii totdeauna am avut soldați profesioniști, de la Mircea încoace, adică profesionist înseamnă să fii gata pentru jertfă, jertfa supremă pentru ideal, pentru țară. Aș preciza totuși cu respectul cuvenit că e vorba de aceeași armată, am numai înțeles, care da. A trăit da, domnii politice am diferite. Înțeles, da. Ei, înainte a fost un regim socialist, acum este un regim am înțeles, de democrație. Am înțeles, dar, mă rog, deci asta este un pic, mă uit cu nostalgie, eram și eu cândva, defilam cu emoții, cu emoția până în gât, așa mă țineam de armă, era altfel, alt pas de filare, în 12 rânduri, nu era ușor, ne antrenam o lună. Ulterior am participat ca spectator la un 1 decembrie, și l-am simțit atunci, deci una e când defilez și alta e când ești spectator, mă încerc să mă pun, să ies din haina militară, să mă pun în situația unui civil oarecare, să zic, ce sentiment de mândrie trebuie să fii că ești român și că asiști, că ai o asemenea armată,
capabilă să facă o asemenea paradă, că poți organiza așa ceva. Sunt acolo în tribună atașați militari, se duce peste tot în lume această imagine și aceasta spune mult despre despre forța ta ca și stat, ca armată, ca element uman în esență, însă nu trebuie să uităm că pentru a ajunge aici am dat sute de bătălii, unele câștigate, unele pierdute, și această, cum să zic, această zi de 1 decembrie are o dublă semnificație, mi-aduc aminte, pe lângă faptul că simbolizează unirea noastră a tuturor, să nu uităm că la 1 decembrie în București s-a înapoiat, în fine, după ce peregrinase aproape 2 ani, familia, regele și guvernul s-au înapoiat în capitală, nu, și așa s-a întâmplat să fie la 1 decembrie, în aceea zi când la Alba Iulia se semna actul, deci de unire a Transilvaniei, Banatului și așa mai departe cu deci o dublă semnificație, și asta ce înseamnă? Ne referim la 1 decembrie 1918. 1 decembrie 1918, păi noi asta sărbătorim acum, că de acolo am plecat. Deci însemna să revii în capitală, atunci s-a defilat prin fața statuii lui Mihai Viteazu, n-ar fi fost rău să se repete măcar la 100, să zicem, mai avem 4 ani, să repete aceeași imagine, adică nu în fața parlamentului. Poate atunci vom avea șansa să avem o singură armată națională până la Nistru, păi, pentru că evenimentele se derulează cu asemenea rapiditate și alegerile din Republica Moldova vor valida sau nu acest pronostic? Da, da, dacă am speculat puțin... Nu speculăm, aici e vorba de speranța tinerei generații din Republica Moldova. Eu vorbesc ca scriitor. Noi am mai avut și 3 armate, n-a fost nicio problemă, practic e una și aceeași, numai că temporar, vremelnic, sunt separate, au misiuni poate diferite, dar per total e una și aceeași, să-și apere limba și neamul lor. Și cu asta, cum să spun, am încheiat. Am înțeles opinia scriitorului Dan Gâjul. Deci e posibil și bâine să avem alb, să avem cam alb și pe vremuri. 3-4, dar în final sunt una și aceeași. Luptă pentru aceleași 3 culori, pentru aceleași ideal. În final, acolo trebuie să ajungem și poate vom avea și o altă zi, și o altă zi, cum a fost ziua de 1 decembrie 1918, pe care o sărbătorim noi cu mândrie și cu fruntea sus, an de an. Să sperăm că la 1 decembrie 2018, când vom avea 100 de ani de la actul comentat de către scriitorul Dan Gâjul, România va fi într-o singură entitate europeană. Dr. Abdalla Mobasher, ați fost aici în studioul 6 TV, ați vorbit emoționant despre români, despre România. Am avut șansa să vă cunosc în momentul dificil pentru Egipt al schimbării fostului președinte cu un alt sistem de a conduce poporul egiptean. Aveați tricolorul Egiptului în mâini, ochii în lacrimi, și m-ați câștigat cu patriotismul noastră, cu dragostea noastră pentru țara Egiptului. Apoi am descoperit că iubiți în egală măsură și România, că locuiți aici și că sunteți unul dintre liderii comunității de egipteni din România. Ce leagă Egiptul de România? Mă bucur de invitația dumneavoastră și TV, 6TV. Mă bucur pentru asta. Normal, adică trebuie să fie mândru. Eu sunt roman ca dumneavoastră. Avem dublă cetățenie egipteană și română. Adevărat, eu am născut în Egipt, dar eu am trăit aici. Am băut apa de aici. Și România, pentru mine, este foarte, foarte mult. Copilul meu a născut aici în România. Eu am trăit mai mult de jumătate a viața mea am trăit aici. Și când aud despre 1 decembrie, este ceva deosebit pentru mine. Mai ales acum când sunt singur și vir, tot invitat dumneavoastră acum. Și este ceva, sunt mândru, sunt roman, sunt fericit, adică trebuie să fie rămâns an pentru mine și pentru voi și pentru tot telespectatorul care se uită la noi în emisiunea asta. Oricum, adică într-o egiptean, tot egiptean care sunt aici, simteți România, este locul, nu pot să spun locul 2, sunt la fel locul primul pentru noi, este în inima, este în suflet, aer care eu respirat tot timpul, este aer românesc, cerul care este cer românesc, apa care beau de aici, tot apa românesc, mâncarea și civilizația care sunt aici, facultatea,
Academia de Studiu Economic, Universitatea Biotera, tot ce este aici în România. Și Federația Lumea Românească, care iubește bisterien. Adică, când, dacă eu mă duc în altă țară sau ceva, nu toată lumea iubește bisterien cum România iubește bisterien care sunt aici. Nu, când mergi să faci un act, să faci ceva, nu este o diferență între un egiptean sau un roman. Tot este aici egal. Și asta am plăcut România foarte, foarte mult. Vă mulțumesc pentru cuvintele emoționante și am dorit să aflu părerea dumneavoastră, pentru că mi-aduc aminte că eram cu domnul general Neagoe Bisarion în Irak, într-un moment nu atât de bașnic, și acolo populația locală era mai altfel în relația cu cei care doreau să ajute la pacificare. O populație mai caldă față de români, mai ostilă față de alți militari din coaliția internațională. Cât de mult a contat, din punctul nostru de vedere, cu experiența pe care o aveți, prezența românilor în forța expedițională aliată în misiuni din teatre de război, precum Afganistan, Irak? Contează să avem militari care și-au validat gradele, funcțiile în asemenea încercări în care viața este pusă sub semnul întrebării? Dincolo de aspectul pur legal, organizatoric, al faptului că, fiind integrați într-o alianță euroatlantică de securitate, deci dincolo de această obligativitate până la urmă de a ne racorda și de a fi acolo unde este nevoie să aperi securitatea, libertatea și drepturile cetățenești, deschise de forurile cele mai importante în domeniul securității internaționale, eu cred că această implicare a militarilor români în teatrele de operații a contat enorm într-o deschidere, într-o manifestare a spiritului românesc cu adevărat în domeniul militar, pentru că militarii noștri au avut astfel oportunitatea să lucreze, să coopereze cu militari din alte armate, au putut să facă comparații în legătură cu condițiile de pregătire din țară sau cu modul în care operează proceduri tehnici, tactici aplicate într-un teatru de operație, au putut să compare cu militari din alte armate și asta a însemnat o creștere extraordinară. Suntem, să nu uităm, în epoca globalizării, când interferențele culturale, chiar economice, securitate, inclusiv în domeniul militar, se întâmplă vrând nevrând. Eu cred că această ieșire, poate pentru prima dată în istoria armatei române, să ducă operații de anvergură în teatre de operații la o distanță atât de mare față de teritoriul național, este un fapt fără precedent și care a avut o contribuție deosebită la creșterea nivelului de interoperabilitate și acumularea acelei experiențe atât de necesare de război pe care trebuie să aibă orice armată. Discutam cu domnul general Virgil Bălăceanu, care a inițiat recent un eveniment al Asociației Ofițerilor în Rezervă și dânsul afirma, din postura experienței pe care o avea pe ultima funcție, cea de fost consilier al Ministrului Apărării Naționale, că toate batalioanele armatei române, cu o singură excepție, au fost rulate în teatrele de operații. Și aprecia că acest lucru este o chestiune deosebită. Cum comentați dumneavoastră? Într-adevăr, am reușit această performanță. Să nu uităm că au fost perioade când diferențele dintre batalioanele noastre erau atât din punct de vedere numeric cât și structural diferite. S-a reușit în ultimii ani, prin procesul de transformare suferit de armata română, să se aducă cam toate batalioanele, cel puțin acestea luptătoare de infanterie, la un nivel corespunzător care să le facă apte să opereze într-un teatru de operație. Este un lucru nemaipomenit faptul că militari din garnizoane micuțe la marginea țării au reușit să ajungă atât de departe de casă și să facă proba calităților, a pregătirii. A fost un salt extraordinar, după părerea mea, care contează. Avem pe ecran celebrele hanviuri, exact, și ele sunt exact ca hanviurile care le-a primit recent Armata Națională a Republicii Moldova. Cât de utile sunt în teatrul de operații? Vantacul, cred că sunt. Da. E adevărat, dacă am avut o problemă acolo, a fost dotarea cu tehnică specifică și necesară operării într-un teatru de operații de tip deșert. Bătrânele noastre transportoare, amfibii blindate, cum am mai spus și altădată, normal că au avut probleme de operare.
sprijinul pe care l-am primit de la partenerul american cu o tehnică adaptată și construită ca să opereze într-un asemenea teatru de operații, normal că a crescut foarte mult prestația militarilor noștri. Speranța noastră a militarilor este că ca, știu, cel puțin după ceea ce s-a stabilit la summitul din Țara Gailor al NATO, să reușim să ne aducem nivelul de dotare la nivelul meritat de militarii români și necesar pentru misiunile viitoare. Am să joc rolul naivului, am să mă situez în postura unui cetățean aflat pe margine care se uită la parada militară și am să rostesc cu voce tare o naivitate de genul. În afară de faptul că definează în această paradă militară, aceste blindate sunt operative? Da, păi chiar privim sistemele antiaeriene Gepard. Ele sunt foarte bune pentru posibilitățile și câmpul tactic în care operează ele, deci în cadrul unei, pentru apărarea antiaeriană a unor brigăzilor noastre mecanizate. Au mobilitate, au vezabilitate. Poate veni oricine să spună, da, domnule, dar astea au fost folosite de armata germană nu știu câți ani și acum le-am luat noi de bune. Pentru ceea ce ne trebuie nouă, eu cred că e o trecere, un salt necesar după tunurile antiaeriene rusești fabricate prin anii 50, să lucrezi în prezent pe gheparduri. Și vă spune un specialist, pentru că arma mea este de artilerie și rachete antiaeriene. Da, dar ați fost și ziarist militar. Până când ați hotărât să treceți pe linia de comandă. Am fost cândva redactor, într-adevăr. Încă nu mi-am publicat jurnalul pe perioada respectivă de experiență, care a fost foarte utilă și mi-a folosit în toată cariera ca ofițer de stat major și comandant. Domnul general, am avut șansa să însoțesc pe domnul general Mihail Popescu, era șeful statului major general, pe domnul general Eugen Bădălean, era șeful statului major a Forțelor Terestre, când au venit primele sisteme Gepard la unitate din Ardeal. Și simțeam bucuria celor doi generali, care pentru mine au fost generali puternici în armata română în perioada post-decembristă, că au contribuit cu puterile lor de pe funcțiile de atunci, alături de alți generali, alături de alți militari care iubesc armata României, la o dotare corespunzătoare vremurilor în care trăim. Dar iată că pe ecran acum avem parte de noi blindate, dacă puteți să faceți câteva referiri la coloana care se apropie de obiectivul de filmat. Arma tancuri, ca și celelalte genuri de armă din armata română, deține această tehnică TR-ul 85 modernizat, care este competitivă, în opinia mea, într-un câmp tactic, dar și aici mai este loc de mai bine. Citeam zilele trecute, s-au făcut niște experimentări pentru testarea unor noi transportoare amfibii blindate, 8x8. Eu sper ca viitorul să ne ofere ceea ce merită militarii români, o tehnică cât mai bună. Important este, apropo de aceste tancuri, că ele totuși sunt fabricate în România și speranța noastră a tuturor este că această industrie de armament să fie revitalizată și menținută la nivelul cel puțin la care e și dezvoltată în viitor pentru a ne produce principalele tipuri de echipamente, piese de schimb și așa mai departe și chiar tipuri de tehnică care, având o tradiție în domeniul lor, putem să rămânem în continuare competitivi și să producem. Vedem pe ecrane un alt tip de artileria, tehnică de luptă. Artileria terestră, într-adevăr, este o altă beneficiară a unei dotări corespunzătoare. Normal că mi-aduc aminte ca imagine de celebrele catiușe. Da. Nu, avem artileriștii, au un sistem modern. El va trebui însă în viitor să fie generalizat la toate tipurile de unități de artilerie. E un început bun în orice caz. Domnule Dan Gâjiu, din perspectiva omului care judecă lumea nu numai după aparențe, ci și după mutațiile care se întâmplă în sufletele oamenilor, cât de mult contează o asemenea paradă pentru a reaprinde speranța în inimile românilor care își doresc o țară puternică, o țară respectată, o țară care să aibă locul ei în Europa și în lume? Știți cum se zice, la război ca la război, la paradă e ca la paradă. Eu am apucat după Revoluție la câțiva ani în Târgoviște, am locuit multă vreme în garnizoana Târgoviște și în urma unor parade de asemenea învergură, decăzusem
până acolo, încât într-o garnizoană ca Târgoviște, unde erau peste 20 de unități militare. Vă referiți la perioada de dinainte de 1989? Nu, la primii 5-6 ani de după Revoluție. Foarte bine că ați precizat. 5-6 ani, nu acum. Am înțeles. Când eram într-o cădere liberă și vreau să spun că am simțit ca militar o deziluzie totală când în cândva eu, ca ziarist, scrisesem, fusesem la un jurământ militar unde defilaseră unități una după alta, v-am zis, peste, erau în jur de 20 de unități militare, chiar la turnul Chindiei, în fața turnului Chindiei, acolo se organiza în Curtea Domnească o paradă specială cu toate unitățile și puteai să-ți dai seama, era o privire de ansamblu, cam care e forța unei armate, unei garnizoane în speță. E, și ajunsese la un moment mai defilau trei plutoane, între care unul sau două chiar erau de jandarmi. Așa de și nu pentru mine ca militar, că eu știam, circulam pe toată țara și vedeam că, dar nu mai aveau posibilitatea pe plan local să organizeze măcar o defilare ca lumea de cu ocazia unui jurământ militar sau a zilei în speță de 1 decembrie. Ei, vă dați seama ce însemna pentru moralul populației o asemenea imagine, pe când acum, sigur că da, cu totul alta e povestea, se vede clar că România este în plin avânt, reavânt, ca să zic, din punctul acesta de vedere, am toate motivele, eu și bănuiesc că după mine cât mai mulți dintre români, să fim optimiști, să privim cu încredere. De ce? Pentru că vedem bine, cum zicea Fănuș Neagu, lumea nu e de turtă dulce, chiar în zona noastră, noi nu știu cum se face, cum se întâmplă, că picăm totdeauna la intersecția unor ambiții imperiale de fiecare dată, ba de la est, de la vest, de la nu știu unde, și noi picăm de la Mircea cel Bătrân încoace, ca să nu iau mai de mult, totdeauna picăm la intersecție și trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate și armata este primul argument, dincolo deci de diplomație, chiar și când faci diplomație și când vorbești, trebuie să stai cu mâna pe sabie, cum spunea să stau cu mâna pe cronometru și am să rog pe domnul general să comenteze ceea ce ne aduce la amândoi aminte de deșert, de misiunile din deșert. Da, a fost un efort important după analiza activității, misiunilor executate de militarii români în cele două teatre de operații Irak și Afganistan. Conducerea armatei, guvernul au hotărât și au reușit un proiect, e adevărat, în derulare, de achiziționarea noi transportoare blindate, care corespund, e vorba de Vantacuri, care corespund și Pirania ulterior, care sunt deja, operează în Afganistan și care sperăm noi că programul se va generaliza pentru toată armata și pentru toate unitățile. Dr. Abdallah Mahmoud Bashir, în Egipt armata are un rol stabilizator. Chiar actualul șef al statului provine din cadrele armatei, fiind respectat pentru modul în care dorește să menține statul egiptean laic, democrat. Cum se simt egiptenii care au și cetățenia română, muncesc, trăiesc în România, atunci când se uită nu numai la parada militară de la București de 1 decembrie, dar când văd secvențe vizând și modul în care, de regulă foarte disciplinat, sub unitățile armatei egiptene se deplasează din unități spre locurile noilor misiuni? În Egipt, după schimbarea care a fost în 36 anul ăsta și a venit domnul președint El-Sisi, a schimbat rolul de armată și a schimbat și înainte, adică după 25 ianuarie, înainte să ved armata pe Sina sau pe graniță Egiptul. Acum se vede și pe stradă, adică bântul să faci să fii paște acolo, pace în stradă. Și soldatul egiptean și armata egipteană are un rol foarte, foarte important. Adică dacă să uităm așa cum este în carte, cum se spune, Egipt sau armata egipteană ocupă locul 10 în lume. Și asta este ceva deosebit, adică ceva și de, cea mai puternică din comunitatea arabă. De comunitatea arabă și din Africa și din tot Africa este în Egipt numărul 1. Și ca numeric și ca dotare. Și da, și ca echipament și cât de tot. Și fizeația care este în armata și asta, adică am văzut acum luna Ramadan, am fost eu câteva zile în Egipt și am văzut armata pe stradă,
dai apa la ora 6 jumate sau 7, așa când este să termin ziua de Ramadan, să dai mâncare și să dai apa pentru lumea care trăiește. Oricum, asta rolul nu este oficial pentru armata, armata are alt rol, dar faci și chestia asta pentru... Redă încredere, redă speranță populației. Exact, exact. Și hai să gândim serios. Adică eu ca civil dorme acasă mereu liniștit, dar soldatul care este de grăniță, care este cu arma, cu asta, cum asta nu dorm, el nu dorm pentru să dorm eu. Cum trebuie să fiu respectat de el mai mult, trebuie să avem încredere în el. El stă acolo cu frigul, iarna, avara la noi în Sahara, omul stă cu temperatura 45 sau 50 de grade în Sahara și eu stau aici cu aer condiționat. Și după asta să spun ceva rău despre armata, eu sunt mândru, eu sunt egiptean și român, mândru cu Egipt care a făcut cu 6 octombrie, care a făcut traversează canalul Suez și a luat pământul egiptean înapoi și mândru sunt român, pentru 1 decembrie sunt aici în România. Apropo de că sunteți aici în România, aveți în față o publicație. Arătați telespectatorilor ce fotografie este pe pagina respectivă și dați-ne o explicație, ce semnificație are. Aici, în boza asta, a apărut în ziar românesc Bantu ziua armata egiptean. Dacă noi acum vorbim de armata și asta, a fost ziua de armata egiptean în 6 octombrie și în boza să ved domnul ambasador Egiptul, domnul Ala El Hadidi și soția domnului, și domnul colonel Ahmed Ali, egiptean, și cu soția lui, și domnul Yashar Helmi, și doctor Abdallah Mubashir, vicepreședinte comunitatea egiptean. Asta boza ca un amintire cu ziua Egipt, ziua care armata egiptean a făcut mai mult cât trebuie, de 6 ori, care a luat înapoi pământul egiptean și a trecut canalul Suez. Mulțumesc foarte mult, doctor Abdallah Mubashir. Practic am avut aici o imagine interesantă vis-a-vis de ce înseamnă respectul pentru cei care își serbesc patria. Și dumneavoastră, domnul Jean Neagoe Visarion, aveți o modalitate de a respecta eroii căzuți la datorie. Aveți în față publicația România Eroică. Arătați-o telespectatorilor și spuneți-ne ce conține ultimul număr. Văd că e nou-nouț, are încă culoarea proaspătă din tipografie. Fiindcă n-am avut posibilitatea să mă exprim în legătură cu această cea mai mare sărbătoare a românilor de pretutindeni, 1 decembrie, în opinia noastră a celor care activăm pe bază de voluntariat la Asociația Națională Cultului Eroilor Regina Maria, cu filiale în toate județele din țară, prezul nostru al celor care lucrăm la Asociația Națională Cultului Eroilor Regina Maria este, ca să parafrazez un cunoscut scriitor care a elaborat poate cea mai vastă și interesantă lucrare dedicată Marelui Război pentru întregirea neamului, e vorba de Constantin Chirițescu. Faptul că Marea Unire este marea comoară a noastră, a României și a românilor, și trebuie să ținem miros puteri să o păstrăm în continuare, pentru că ea a fost stropită cu sângele eroilor neamului, căzut cu sutele de mii pe diferite câmpuri de bătălie, și de asemenea a fost ființită cu lacrimile văduvelor de război, ale orfanilor, ale celor care și-au pierdut frați, fii și așa mai departe, soți pe câmpurile de bătaie, tocmai pentru a apăra această mare comoară care este unirea noastră a tuturor românilor în aceleași frontiere. Așadar, vă prezint această revistă, care este organul central al Asociației Naționale Cultul Eroilor. Filialele noastre din 22 de județe au, la rândul lor, propriile reviste. Acest număr, pe care, de altfel, toată colecția revistei România Eroică, pe care o editează Biroul Executiv Central, o găsiți pe site-ul Asociației Naționale Cultul Eroilor, pe internet. Acest număr a fost scos, tipărit în mod special în acest an, când am sărbătorit 95 de ani de la înființarea Societății Mormintele Eroilor Căzuți în Război, societate înființată la inițiativa Reginei Maria,
și de asemenea a primului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, care a fost și primul președinte al asociației, precum și a Ministerului de Război. Având în vedere pierderile imense suferite de armata română în primul război mondial, mă refer numai la cei 220.000 aflați în evidențele oficiale și recunoscuți ca identitate, mai mă refer la încă pe atâți care au fost răniți, care au fost prizonieri de război, victime ale epidemiilor care au existat în România, în Moldova în special, în anii primului război mondial. Urmarea acestui număr mare, deosebit de români căzuți la datorie, tocmai pentru acest ideal măreț, Marea Unire, trebuia să se ocupe cineva și iată a apărut această societate care a ființat până în anul 1948, având ca președinți, repet, primii doi patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Regimul comunist a desființat-o, responsabilitățile ei trecând în, la Ministerul Apărării Naționale. După Revoluția din decembrie 1989, în 1991, un grup de generali, profesori de istorie, preoți, înalți prelați, au reînființat această societate care, cum spuneam, se preocupă în continuare de organizarea de comemorări ale eroilor neamului, de îngrijirea mormintelor eroilor de, și a monumentelor închinate acestora, precum și de ridicarea noi monumente, obeliscuri și opere comemorative în cinstea eroilor neamului. Da, mai avem o surpriză. Am în față o carte care are un titlu care îmi place. Se numește Poligonul cu ținte moarte. Noi suntem încă ținte vii. Autorul acestei cărți, Dan Gâjou, ne va spune câteva cuvinte de un volum plin de savoare, spiritual și nelipsit de ironii. Despre ce este vorba? Mulțumesc că mi-ați dat ocazia. E vorba de un volum de bilanț, ca să zic așa, cât am combătut sub comanda dumneavoastră cu mulți ani la observatorul militar. Mi-am adunat toate notele și însemnările publicate atunci. Ziarul este totuși ceva perisabil. Am gândit ca orice jurnalist care se respectă, ca să zic așa, și care își permite să adun toate acele comentarii deja uitate, îmi imaginez, ținute minte doar de mine, să le adun aici în această carte. E mai practic și mai bine așa de cine sunt țintele moarte? Titlul cărții pleacă de la un, să zic, editorial sau comentariu de mare succes atunci, în special la veterani, la ofițerii mai vechi, plecat de la ideea că vedeam, mergând prin țară, din ce în ce mai puține poligoane active. Țintele erau ruginite, așa era atunci când se reducea armata, am prins restructurarea. Acum nu mai gândesc așa, atunci eram entuziast, credeam că pot schimba eu lumea cu un articol pe care îl scriu eu. Nu e chiar așa, mi-am dat seama, țara, dacă va avea nevoie de mai mulți soldați și de mai multe poligoane, le va avea, dacă nu va avea nevoie, nu va avea, și asta e povestea. Însă ideea mea, ca să fac legătura cu ce spunea domnul general mai înainte, cu cât vom avea mai multe ținte în mișcare, în care să tragă soldații noștri care se antrenează, cu atât vom avea mai puține monumente ale eroilor într-un viitor război. Stimate conațional Dan Gâjou, n-am să citesc, dar te rog să explici ce rânduri ai primit de la oameni care au urmărit emisiunea Valori Euroatlantice, în care ai fost protagonist data trecută, și care e impresia lor despre emisiunea Valorii Euroatlantice? Vreau să spun, o adusesem pentru noastră personal, ca să vedeți ce e cu... Da, lucrăm cu materialul clientului. Da, pe partea, dacă știam, o ofeream după emisiune. Vorba că am trimis, cum fac și cu revista la care lucrez, am trimis-o pe mediile online, am răspândit-o peste tot, să zic, de la Paris până la Chișinău, dar am primit din Vâlcea, care m-a umplut, cum să zic așa, de bucurie, un mesaj, să zic, de la scriitorul Ion Barbu, e foarte cunoscut în Vâlcea și numai acolo, în care, plecând la emisiunea dumneavoastră, îmi propunea o emisiune a IDOMA și în Vâlcea. De ce? Ca să arătăm niște cărți care nu se prea mai scriu la noi în ziua de azi, cărți despre eroismul militarului român din toate timpurile. Eu, întâmplător, acela era din al doilea război mondial. Când o să faceți emisiunea acolo, adresez invitația prin tine să vii împreună cu distinsul scriitor Ioan Barbu aici în emisiune și să vorbim aici despre cărțile respective. Da. Mulțumesc mult! Deci înseamnă că a avut ecou și acolo. Vă dați seama, oamenii mai doresc să se mai scrie și astfel de cărți, că altfel nu scria. Da. Domnule general, parada ca parada, ea trece și ziua liberă, rămâne marea provocare, mărirea bugetului apărării. Ca simplu cetățean, dar și
conațional cu o experiență notabilă pe care eu unul o respect. Cum credeți că trebuie transpus obiectivul fixat la summitul NATO din Țara Galilor? Ca treptat, țările aliate, inclusiv Germania, care are acum doar 1,35% din PIB pentru apărare, să ajungă la nivelul de 2%. Care e părerea dumneavoastră? Desigur, contează foarte mult situația economiei românești, în ce măsură ea funcționează, în ce măsură... Dar spuneați dumneavoastră la început și de asta vă întreb că e totuși economia românească, ați afirmat, conform datelor oficiale, a fost restartată. Așa am citit astăzi informațiile publice pe care le-am... Corect. ...posesia cărora am intrat. Eu, cum mă cunoaște, sunt optimist și sunt convins că conducerea României, conducerea politico-militară realizează că România trebuie să fie o țară serioasă, care se ține de cuvânt și care măcar gradual, de la an la an, să crească acest procent, care procent să se materializeze, așa cum s-a pus condiția și la summitul de la NATO, ca cel puțin 20% din bugetul apărării să fie alocat pentru înzestrare, pentru echipamente militare. Ar însemna un început bun. Repet, încă o dată, depinde foarte mult de conducerea, decizia conducerii politico-militare, de guvern, de conducerea Ministerului Apărării, în ce măsură vine cu argumente și își impune procentajul promis. Eu am înțeles că deja domnul ministru Buș a anunțat o creștere de peste 1,7% din PIB a bugetului apărării. Ar fi, zic eu, un început, să ne ținem de cuvânt și să fim serioși. Mai am o întrebare incomodă pentru dumneavoastră. Parada este un șir de militari care acționează la comanda unică. La 1 decembrie 2014 vor defila 2000 de militari din ministrele de forță și circa 200 de vehicule specifice misiunilor pe care le împlinesc diferitele categorii de forțe. Dar dacă ne uităm la rezerviști și luăm latura cea mai sensibilă, mă refer la Asociația Națională a Veteranilor de Război, în rândul cărilor au mai rămas din discuția avută cu un octogenar nu mai mult de vreo 3000 de veterani, văduve și urmași ai veteranilor de război. N-ar fi cazul ca aceasta să includă și oameni care, ca dumneavoastră, au acționat la diferite nivele, în diferite structuri, în teatrele de operații? Noi veterani, de ce n-au locul lor în asociația necesară, unică a veteranilor din România? Eu cunosc persoane care conduc statul major general și care au funcții de conducere în cadrul ministerului nostru, care gândesc deja în acest sens și eu cred că, deși s-a declarat o a doua zi, în afară de cea din 29 aprilie, ca ziua veteranilor de război, s-a declarat în noiembrie, pe 12 noiembrie, parcă, a veteranilor care au operat în teatre de operații, eu cred că ar trebui realizată o unificare, o tranziție, pentru că viitorul, normal că va fi al celor care au servit țara sub drapel în teatrele de operații în contemporaneitate. Ca atare, trebuie neapărat pe dată ștafeta și duse mai departe frumoasa tradiție a veteranilor de război din țara noastră și preluată, mi se pare foarte normal și firesc, de către cei care au experiența de război în diferitele teatre de operații. Din câte știu eu, în jur de 12.000 de militari, unii activi și azi, alții în rezervă, ca dumneavoastră, au fost rulați în teatrele de operații. Este o cifră. Cifra cred că e chiar mai mare de atât. Iată un alt motiv ca ei să fie declarați. E adevărat că legiuitorul sau cine a elaborat această lege a veteranilor în accepțiune modernă, au zis, domnule, ca să fii veteran trebuie să ai un an de zile, deci două misiuni. Cum facem, executăm noi câte 6 luni de zile, deci trebuie să ai două misiuni ca să fii considerat veteran în stil nou. Nu vi se pare totuși o aberație? Și mie mi se pare, pentru că cunosc veterani de război adevărați care au fost o săptămână pe front, au fost răniți și au rămas veterani toată viața lor. Nu? Au fost pe câmpul de luptă. Și eu... O singură zi, dacă au fost, exact, cum e cazul armatei americane, mi se recunoaște, pentru că în ziua aia putea să-și pierdă viața militarul respectiv. Exact, exact. Și mai ales că noi, veterani, să le zicem, nu beneficiază de alte drepturi, în afară de cei răniți sau familiile urmașilor celor căzuți în asemenea operații. Ei sunt singurii care presupun niște eforturi, poate financiare, un sprijin din partea statului. În rest, veterani, nu beneficiază, nu au drepturi în plus și deci n-ar presupune niște costuri. Ne e rușine să avem așa de mulți veterani
Nu, este vorba de a le da onorul cuvenit. Domnule Dan Găjiu, ați scris cărți interesante, inedite, despre oameni care au luptat în al doilea război mondial. Și ați acordat o atenție foarte mare acelor ofițeri români care au fost consecvenți cu ei înșiși. Privind la parada pe care o proiectăm pe ecran, cu gândul la parada de 1 decembrie 2014, vorbiți-ne un pic despre parada celor despre care nu se mai spune nimic. Mă gândesc la în special la soldații care au luptat pe frontul de Est și care, a căror experiență trebuia recuperată imediat după Revoluție și din păcate s-a făcut prea puțin pentru ei, în sensul că mulți au apucat, deci nici pentru istoria orală nu s-a valorificat decât pe personal, dacă și-au putut permite ei, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al statului s-a făcut foarte puțin, însă din fericire au rămas câteva elemente suficiente ca să ne putem raporta la ele și așa se face că noi cândva, când se va scrie istoria totală, să zic așa, istoria completă a acelui război, avem suficiente motive să, și suficiente materiale să conturăm și acei 3 ani, nu? Până în primarul 44. Apropo de 3 ani, mai avem 3 minute, în ultimele 3 minute, câte un minut la fiecare invitat. Scriitorul Dan Găjiu, ce dorește României? 60 de secunde. Îi doresc, ce îți doresc eu ție, dulce României, doresc să fie liberă și cu fruntea sus așa cum am moștenit-o eu, de exemplu, să rămână și copiilor noștri, apropo și de Ștefan cel Mare. Dr. Abdallah Mobasher, ce dorește cetățeanul Egiptului și cetățeanul României de 1 decembrie, celor care se uită acum la emisiunea noastră? Să spun la mulți ani România, voi sunteți, trebuie să fim mândri, voi sunteți romani ca mine, adică, sau eu ca voi. Și să spun, adică Allah, Dumnezeu, Allah, să ajută România să fie cel mai mare, să fie pace tot timpul, să fie cu economia bună, să fie România care, cu gândul meu, cu gândul voi, adică este foarte, foarte bine, cu gândul cu tot. La mulți ani, România! Domnule Jean Neagoe Visarion, ca general demn al Armatei României, ce urați conaționalilor în acest moment aparte? Aș dori românilor, în special din România, dar și celor din afară, să cunoască adevărata democrație, să se bucure de libertatea pentru care a curs sânge încă o dată în 1989, de asemenea să beneficieze de acea mult așteptată și bine meritată prosperitate de care au nevoie toți românii, în special cei de rând. De asemenea, mi-aș dori foarte mult ca românii să nu-și uite istoria, glorioasa istorie, să fie mândri de ea. De asemenea, nu în ultimul rând, să-și cinstească trecutul, eroii neamului. Citeam de dimineață, a venit un scriitor din Republica Moldova, că știu că sunteți pasionat de Republica Moldova, îl cheamă Vasile Șoimaru, care ne-a trimis o carte. Eu cred că toți românii trebuie românii să fie pasionați de Republica Moldova. Românii de la Cotul Donului și la Maramureș, unde a făcut o lansare de carte, își exprima dezamăgirea că acolo unde au căzut 150.000 de români la Cotul, în luptele de la Cotul Donului, singura țară care nu are un monument, un mausoleu, o cruce măcar, maramureșeană, spune el, sunt, din păcate, românii. Deci acolo unde au căzut pentru țară, pentru că au eliberat Basarabia, Bucovina, 150.000 de oameni, nu există nicio cruce. Și cerea românilor sau instituțiilor, celor care dispun de posibilități, să facă acest lucru. Într-adevăr, iată, zic eu, idealuri și gânduri frumoase care trebuie să anime pe toți românii. Să nu ne uităm istoria și eroi. Mulțumesc domnului general Neagoe Visarion, mulțumesc prietenului dr. Abdallah Mobasher, mulțumesc scriitorului Dan Găjiu pentru participarea la prima parte a emisiunii dedicată Zilei Naționale a României. O zi pe care trebuie să o purtăm în inimă cu convingerea că la 1 decembrie 2018 vom fi mai mulți, mai puternici în granițele naționale reîntregite. Stimați telespectatori, continuăm emisiunea Valori Euroatlantice, partea a doua.
începând tot cu niște imagini inedite pe care vă propun respectos să le urmăriți. Stimați telespectatori, am proiectat special aceste imagini pentru că la origine sunt ofițer din Arma Grăniceri și în 1978, ca tânăr locotenent, am primit misiunea să execut o misiune la batalionul care avea sediu la Botoșani. Atunci am fost pe Hâșia Rată și am văzut gardul sovietic, grănicerii sovietici, zâmbetul lor imperial, aroganța de tip țarist și durerea era mare pentru că știam că dincolo de această sârmă nenorocită, de această sârmă ghimpată, erau frații noștri care astăzi sunt în Republica Moldova. De la acest reper începem partea a doua a emisiunii, nu întâmplător, pentru că Republica Moldova se află într-un moment inedit pentru soarta ei. Un reper, un subiect asupra căruia vom insista în cadrul acestei părți a doua emisiunii Valori Euroatlantice, valorile fiind de libertate, independență, suveranitate națională și integritate teritorială. O parte de valoare pentru telespectatorii noștri cu ajutorul unor reprezentanți ai generației tinere. Am invitat în studio un istoric și un sociolog. Istoricul este un ofițer demn, un om cunoscut pentru luciditatea cu care conduce săptămânalul Observatorul Militar, care este publicația fanionă a Ministerului Apărării Naționale și am plăcerea să îi doresc bun venit prietenului Florin Șperlea. Am onoarea să vă salut. Vă mulțumesc pentru frumoasele cuvinte și pentru invitație. În același timp am bucuria sufletească de a fi alături de noi în studio, fratele de sânge, de limbă și de neam,
Dan Nicu, cetățean la României și al Republicii Moldova. Am onoarea să vă salut. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Dane, eu am privit aceste imagini cu gardul dat jos, gardul de sână ghimpat dintre Republica Moldova și România, din dispoziția premierului Vladimir Filat, și trebuie să-i recunoaștem acest merit, acest gest european, care a aprins multe speranțe ca în vremea în care RDG-ul se dezintegra. Dar iată că Republica Moldova, la momentul difuzării emisiunii noastre, trece prin patimile numărătorii voturilor vis-a-vis de cei care au primit sau nu încrederea cetățenilor Republicii Moldova pentru a fi reprezentanți în Parlamentul de la Chișinău. Ai scris un material interesant pe blogul tău din Cotidianul Național Adevărul și aș vrea să ne faci o descriere a situației actuale din Republica Moldova, care este un stat românesc, un stat care, din perspectiva mea de simplu cetățean, dar și de om care are acolo rădăcini, bunicii, mama mea s-a născut acolo, speră că în 2018 ne va ajuta Dumnezeu și vom fi împreună de 1 decembrie 2018. Vă va zis Republica Moldova. Unde merge Republica Moldova? Întrebarea dumneavoastră. Dacă la această întrebare s-ar putea găsi un răspuns facil acum, dacă ar putea exista un răspuns care să nu solicite o încordare cerebrală prea mare, ar fi frumos, ar fi bine. Din păcate, Republica Moldova nu este în siguranță, aș spune eu, în siguranța în care se află România, statul român, unicul stat cu adevărat românesc, de fapt, deoarece Republica nu Moldova... Nu este o exagerare de blogger la Adevărul când spui că nu este în siguranța în care se află România? Poftim? Nu este o exagerare a bloggerului de la Adevărul care face o asemenea afirmație? Nu cred că este o exagerare, deoarece în Republica Moldova avem o situație în care mai nou, de la cel mai înalt nivel, se transmit niște semne la nivelul comunicării factorilor de decizie între ei și cu cetățenii, opinia publică. Se transmit niște semne, se spun niște lucruri și în momentul în care președintele Republicii Moldova iese la televizor și solicită locuitorilor Republicii Moldova, cetățenilor Republicii Moldova să voteze anumite forțe politice în detrimentul altor forțe politice. Asta s-a întâmplat luni. O adresare a președintelui Republicii Moldova difuzată de postul public Moldova 1. În momentul în care se întâmplă lucruri de genul ăsta, este clar că siguranța Republicii Moldova este... Dar la momentul difuzării emisiunii noastre, deja putem să spunem în clar. Cui a cerut președintele Nicolae Timoftei? Nu cui, ci cui să îi se dea votul, a cerut președintele Nicolae Timofti, celor care se uitau la mesajul forțelor pro-europene, forțelor care se plasează pe zona de centru-dreapta. Eu consider că este politic. Un gest pozitiv și necesar în condițiile în care eu, trăind în România, văd că pe primul loc în sondaje se afla cel puțin zilele trecute Partidul Comuniștilor. Este adevărat, este un gest pozitiv și necesar, dar implicarea instituției prezidențiale în acest proces denotă o anumită insecuritate, o anumită nesiguranță la nivelul acelor exponenți politici. Și confirmă afirmația pe care ai făcut-o că Republica Moldova nu se află în siguranța pe care o are România. Nu se află în siguranța în care se află România. E vorba de niște semne care s-au transmis în ultima perioadă. S-a convocat un Consiliu Suprem de Securitate, echivalentul CSAT-ului de aici, la Chișinău, tot luni, în care s-au luat în dezbatere ceea ce opinia publică dezbate deja de luni întregi în Republica Moldova, posibilitatea unui scenariu de preluare prin metode violente a puterii de stat
în condițiile în care forțele pro-europene reușesc să câștige alegerile și se mențină actuala configurație a guvernării. Da, da, un moment. Ministrul apărării de la Chișinău este un om investit de președintele Nicolae Timofti la propunerea forțelor europene. Așa este. Din câte cunosc, este un general în rezervă și am discutat cu oameni care au fost pe frontul din Transnistria și mi-au spus că este un patriot. Deci ei nu-l văd în situația de a trăda cu armata de câteva mii de suflete în uniforma Republicii, Armatei Naționale Republicii Moldova, sistemul care există democratic acum. Nu văd forțele de interne să treacă de partea celor care reși în stradă și atunci cum ar fi putut avea loc o asemenea acțiune? O asemenea acțiune e cel puțin vizualizată de unii dintre cei care au tras alarma ca fiind similară cu scenariul din Crimea, în care niște persoane de configurație atletică, cu constituție atletică și de obicei tineri îmbrăcați cam în civil. Decembrie 1989 în România. Spuneți dumneavoastră, da. Da, afirm eu. Da, îmbrăcați în civil și fără semne distinctive, iar unii dintre ei îmbrăcați eventual în niște uniforme, iar din nou fără semne distinctive, ar putea să blocheze anumite zone strategice din Republica Moldova, puncte strategice din Chișinău, intersecții de drumuri și să... Și asta să o facă demonstrativ solicite... chiar pe 1 decembrie, adică a doua zi după alegerile pentru Parlamentul de la S-a Chișinău? S-a tot vorbit despre despre creșterea gradului acestei posibilități. A existat cu câteva săptămâni, câteva luni în urmă, de fapt, chiar și un interviu al șefului Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, domnul Mihai Balan. Domnul Balan a atras atenția asupra existenței pe teritoriul Republicii Moldova a unui număr de câteva sute de mici nuclee de oameni, de persoane care sunt monitorizate de serviciile de informații, serviciul, de fapt, unicul serviciu de informații din Republica Moldova și care... Se numește SIS, Serviciul de Informații și Securitate, așa, iar domnul Mihai Bălan a fost numit în frunte, tocmai ca o încredere că va garanta orientarea occidentală, pro-europeană a autorităților de la Chișinău. Da, este un diplomat de carieră, fost ambasador al Republicii Moldova în Israel, a avut o carieră în serviciu diplomatic și acum... este șeful Serviciului de Informații și Securitate. Dacă acest lucru este adevărat, dacă acest lucru se confirmă, nu văd de ce afirmațiile șefului Serviciului de Informații din Republica Moldova nu ar fi veridice. Atunci avem un număr de câteva sute până la câteva mii de persoane în Republica Moldova care deja au fost pregătite și sunt ținute pe bancă, într-un fel, cum ar veni, ca să poate fi implicate în niște scenarii. În decembrie 89 dormeau în mașini, în diferite parcări în România, iar acum văd că preferă banca, nu? Din câte înțeleg de la tine. Da, a fost o expresie la figurat. Iarăși nu este clar dacă acest lucru se va întâmpla, deoarece obiectivele strategice ale forțelor din exterior, din exteriorul Republicii Moldova, care sunt interesate de destabilizarea Republicii Moldova, s-ar putea atinge prin votul propriu-zis, da? Sper să nu fie cazul, iarăși, dar forțele anti-europene, forțele de stânga și de extremă stânga, forțele pro-ruse ar putea câștiga alegerile. Acum, situația preelectorală despre care s-a tot vorbit a fost de natură... Și în România se pregăteau unii să-și pună căciula pe frunte și până la urmă a ajuns la alții. Da, nu-i pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește de cele mai multe ori, dar... Nu, în România a fost vorba de dorința majorității votanților de a fi conduși altfel, cu calm și cu luciditate. Da, a fost un vot de protest împotriva unor tare ale sistemului și împotriva anumitor exponenți ai clasei politice care nu au
dat dovadă de respect față de alegători. În România s-au mobilizat foarte mulți tineri prin mediul de socializare electronică. În Republica Moldova știu că s-au făcut în ultimele zile la fel de mersuri de acest gen. Ce șanse sunt ca tinerii din Republica Moldova să garanteze prin votul lor mersul pro-european al celui de-al doilea stat românesc? Tinerii din Republica Moldova s-au mobilizat de mai multe ori pe parcursul ultimelor 20 și ceva de ani, ultimelor două decenii, de fapt, mediul de tineret a fost grupul social pivot, dacă doriți, în schimbările politice care au avut loc, atât prin manifestații de protest, cât și prin participare susținută la vot, la alegeri, dar și prin implicarea lor politică în partide politice și în mai nou, după 2009, și în funcții de răspundere în stat, în Republica Moldova, în calitate de consiliere ai primului ministru, consilier guvernamental, de exemplu, sau au avut loc cazuri, sunt cunoscute exemple de acolo, din Republica Moldova. Mediul online este un instrument propice pentru catalizarea participării tinerilor acolo la alegeri. Am văzut că și pe pagina ta de Facebook generezi tot felul de semne de întrebare, de discuții. Ai făcut și o afirmație interesantă ca să ne menținem în ton cu sărbătoarea de 1 decembrie. Te-a vizitat tata. Da, a fost aici și am avut ocazia să mai schimbăm, să facem un schimb de opinii în legătură cu ce se întâmplă acolo. Eu am mers în ultimul timp, în ultimul an am stat mai puțin acolo decât aici, am stat mai mult aici decât acolo, dar ce pot să spun eu este că din semnele pe care le am, mi se pare că populația Republicii Moldova este în momentul de față mai conștientă decât era cu ani în urmă, chiar în 2009, chiar în 2010, mai conștientă acum de ce se întâmplă, de riscurile la care este supusă Republica Moldova, de riscurile la care s-ar putea supune Republica Moldova în eventualitatea unei schimbări a vectorului de dezvoltare și a orientării geostrategice către vest. Se schimbă generațiile, se schimbă și componența alegătorilor, componența corpului electoral, tinerii care erau sub 18 ani cu ani în urmă, acum devin capabili să voteze. Eu sunt mai curând optimist în legătură cu ce se întâmplă acum, cu ce se întâmplă acum acolo, deoarece și să nu uităm că Republica Moldova, când au fost chemați la vot cetățenii care au și cetățenie română, deși la primul tur au dat un anumit semnal, în turul 2 au fost majoritari cu vectorul schimbării în bine a României. Da, așa este și sper foarte mult că acest vot, acest activism fără precedent, de fapt, din turul 2 al alegerilor prezidențiale, al alegerilor prezidențiale din România de acum, din 16 noiembrie, să aibă un impact, să aibă o consecință pozitivă, benefică pentru votul din 30 noiembrie pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. De cele mai multe ori, cetățenii care au dublă cetățenie română și moldovenească și merg la vot pentru alegerile din România sunt și cetățeni activi în cazul alegerilor din Republica Moldova și sunt convins că aceștia vor fi în stare și sunt în stare să influențeze alte persoane și dintre cei care nu au cetățenie română ca să facă un pas înainte și să susțină prin votul lor avansul Republicii Moldova spre zona de civilizație europeană și, de ce nu, spre România, spre patria mamă. Să ne oprim aici din dialogul nostru, un dialog plăcut cu fratele de peste Prut, și să trecem la istorie cu Florin Șperlea cu o întrebare. Recunoști imaginile? Fără îndoială, da. Cetatea Alba Iulia.
N-am fost, din păcate, în ultimii ani, știu că a fost modernizată și acum este o atracție turistică extraordinară și mă bucuram văzând imagine, pentru că mi-am propus tot să ajung și eu să văd aceste schimbări radicale. Alba Iulia, 1 decembrie 1918, București, 1 decembrie 2014. Un ecar de timp. Ce a fost atunci la Alba Iulia, din punctul tău de vedere? Este interesantă comparația, dar să știți că este și un 1 decembrie 1918 interesant pentru București, pentru că atunci are loc Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, dar pe de altă parte în București intră familia regală însoțită de generalul francez. Exact asta Francesa spunea în prima parte a emisiune, scriitorul Dangăș. Exact, adică este o frumoasă comuniune între cele două evenimente. Sigur, e hazardul istorie, dar e o frumoasă comuniune între evenimente, pentru că familia aceasta regală care plecase, după cum știm, în condiții nefericite, cu întreaga administrație după înfrângerea suferită în campania 1916 în fața forțelor puterilor centrale. Acum revenea victorioasă în capitală. Regele Ferdinand, la scurt timp, până spre sfârșitul anului, nemai fiind doar regele acelui vechi regat care intrase în primul război mondial, ci un ca rege al României Mari. Cu ani în urmă, la televiziunea publică, Florin Constantiniu te-a luat alături de el și m-am gândit că Florin de azi, Florin Șpelea, să aibă alături de el pe tânărul Dan Nicu, pentru că faceți parte dintr-o generație care va vedea multe schimbări pe tărâmul mioritic. Cât de relevant este acest moment de 1 decembrie 1918 pentru generația de azi? Pentru tinerii de astăzi care brusc s-au activat, brusc au zis basta și au ieșit masiv la vot. Eu discut faptul că am asistat la un moment de mare luciditate. Și un moment de mare luciditate a fost în 1 decembrie 1918. Este un moment interesant, 1918, în Transilvania. Acum trebuie să spun, fiindcă este colegul nostru aici și trebuie să o... Și fratele nostru. Și fratele nostru, fără îndoială. Trebuie să o spun foarte limpede că, practic, prima provincie care se numește cu țara este chiar Basarabia. Sigur, înainte de toate, declarându-se independentă și în martie 1918, în urma deciziei Sfatului Țării, decizând această uniune cu țara, apoi avea să fie Bucovina în noiembrie și cea care închide cumva seria evenimentelor de unire este această Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Un eveniment important pentru că el este cumva precedat de discuții cu minoritățile din Transilvania. Nu uitați că acolo, de fapt, în urma prăbușirii Imperiului Austro-Ungar, avem de-a face cu o republică democratică ungară care încearcă să se reconcilieze cu minoritățile și să refacă o așa zisă Ungarie mare, ceea ce n-avea să reușească. Emisarii acestei republici ungare se vor fi întâlnit și cu Iuliu Maniu și vor fi discutat o asemenea aderare a comunității românești la Ungarie democratică, însă formula lui Iuliu Maniu a fost foarte tranșantă, este cu desăvârșire exclus o asemenea posibilitate. Dar mai este ceva ce vreau să subliniez apropo de generația de astăzi, pentru că, vedeți, noi discutăm întotdeauna de actul Marii Uniri, deci declarația de la Alba Iulia, admirabilă, dar este singura declarație din toate celelalte provincii pe care le-am enumerat, care propune o anumită condiționalitate și noi, în general, nu prea vorbim despre această condiționalitate, fiindcă acolo, în această declarație, sigur, putem astăzi discerne că părțile acestea care erau prevăzute de declarație veneau cumva și pe filiera temerilor socialiștilor transilvaneni, care socoteau că regatul român este totuși un regat în mâna unei oligarhii, care nu este un regat suficient modernizat. Totuși nu uitați că elita aceasta politică românească din Transilvania este o elită care are o întreagă istorie a unei reprezentări politice a propriilor drepturi, are o reprezentare în Parlamentul din Budapest. Alexandru Vaida Voievod, atunci când discută în Palatul de la Budapesta drepturile minorității, are această posibilitate. Elita intelectuală basarabeană nici nu visa la o asemenea posibilitate în Basarabia, deci este o diferență mare între cele două provincii. Și atunci aceste rezerve ale socialiștilor transilvaneni față de modul de constituire, față de modul de evoluție a regatului român, îi determină cumva și pe reprezentanții Partidului Național Român din Transilvania, electe Iuliu Maniu și ceilalți, să-i
introducă în această declarație câteva condiții. Și condițiile acestea se refereau în principal la dreptul tuturor minorităților de a se instrui și de a se judeca în propria limbă. Este vorba de generalizarea votului universal, egal, direct și secret. Este vorba de o reformă agrară de largă cuprindere. Sigur, în statul român, de după Primul Război Mondial, toate acestea se vor face. Constituția din 1923 va fi garanta tuturor acestor schimbări. Dar, vedeți, într-un fel, această condiționalitate impusă de reprezentanții elitei transilvanene au avut un rol foarte important, dacă vreți, în chiar modernizarea statului către care ei s-au uitat ca fiind reprezentanților românii. Și lucrul acesta conferă cumva declarației, dincolo de momentul în sine, o importanță foarte mare. Adică toate aceste lucruri, dacă vreți, care aveau să se întâmple în regatul român după unificarea lui, după crearea României Mari, sunt impuse practic de elita transilvaneană în declarația de la Alba Iulia. Da. Te ascultam cu atenție și nu pot să îmi refuz dreptul de a-ți pune o întrebare. Vă rog. Care ține de modul în care îți scrii tu propriile cărți. Cum vezi personalitatea lui Iuliu Maniu la 1 decembrie? Din păcate, din perspectiva mea, la nivelul vizibilității, în planul opiniei publice, ori de câte ori vine acest moment, parcă doar ne limităm la menționarea numelui său. Mă înșel? Da, vă înșelați. Cred că Pamfil Șeicară, dacă nu mă înșel, chiar spune că momentul de aur al carierului lui Maniu, Iuliu Maniu avea să aibă o importantă activitate politică în regatul român după 1918, dar cred că Pamfil Șeicară spune că momentul de aur al carierei lui Iuliu Maniu trebuie să fi fost acest moment 1918. Gândiți-vă că avem este pe ecran un moment introdus după decembrie 89, celebra gardă din Alba Iulia, care este un moment care atrage mulți turiști și recompune atmosfera, echipamentele și chiar ordinea care exista. Sigur, cu mult anterior, înainte de, cu mult înainte de acel moment. Da. Gândiți-vă, Iuliu Maniu este totuși un simplu ofițer, dacă mă înșel, cred că era capitan, care se află pe unul dintre fronturile pe care era angajată monarhia austro-ungară, părăsește acest front, împreună cu militarii români, participă practic în Viena la organizarea orașului, are un rol foarte important în Viena, în aceste condiții tulburi de final de război și de strămare a monarhiei austro-ungare. Se deplasează, ceea ce înseamnă sânge rece, luciditate, cumpătare, capacitate de organizare. Exact. Și îl regăsim după aceea în Arad, practic în fruntea acestui Comitet Național al Românilor din Transilvania, alături de deci reprezentanții Partidului Național Român și reprezentanții Partidului Social Democrat, și organizând, de fapt, întreaga activitate a românilor din Transilvania cu exprimare, pe care o vom vedea după aceea prin declarația de la Alba Iulia, cu exprimare politică, tranșantă, precisă, în sensul unei provincii care să reunească însă celelalte minorități, pentru că acolo, v-am spus, atât sași cât și șvabii, dar mai ales ungurii, aveau aceste tendințe de a-și organiza propriile entități statale și îl vedem, deci, nu numai organizatorul elitei transilvanene și al intereselor tuturor românilor din Ardeal, dar cooperând excelent cu celelalte minorități și contribuind practic la obținerea acordului celorlalte minorități pentru alăturarea lor noului stat român. Deci dacă e să ne raportăm la personajul istoric Iuliu Maniu, 1 decembrie este vârful ascensiunii sale din perspectiva interesului național și din perspectiva binelui făcut tuturor celor care vorbeau la acel moment limba română. Fără îndoială, este momentul his finest hour, cum s-ar spune, pentru Iuliu Maniu și este admirabilă, cum vă spuneam, inclusiv această, deși noi astăzi nu vorbim despre ea, dar este admirabilă și această condiționalitate. Unirea aceasta avea să fie făcută sau urma să fie făcută sub rezerva împlinirii unor obiective care sunt pentru momentul 1918 extrem de avansate. Repet, toate acestea din prevăzute în această declarație de la Alba Iulia vor fi incorporate de statul român de-abia după 1918. Mă refer în principal la reforma agrară, la votul egal universal, direct și secret. Sigur, și Ferdinand, ca să fim foarte cinstiți, Ferdinand, tocmai pentru a mobiliza această armată compusă din, cu precădere din țărani, promisese o largă de reformă agrară. Ferdinand. Regele Ferdinand, da, în timpul înaintea campaniei 1917,
promisese o largă reformă agrară și sigur că aceasta a avut un efect extrem de important. Să precizăm că alternativa era pericolul pe care îl simțeau nu numai el, ci și apropiații de a-și pierde tronul. Aici o să mă întorc imediat că este foarte interesantă observația noastră. Vreau să vă spun că a fost foarte importantă adresarea lui Ferdinand, numai pentru motivarea acestor soldați țărani, ci și pentru faptul că, nu uitați, spre sfârșitul anului 1917, armata țaristă este într-o gravă disoluție. Acolo, practic, această orientare impusă cumva dinspre Moscova a armatei țărănești bolșevice revoluționare practic aduce mari dificultăți în cooperarea chiar pe front. Or, țăranul român, sub impactul acestui discurs al regelui Ferdinand, și-a păstrat sângele rece, nu a aderat la aceste idei. Coeziunea armatei române a fost păstrată și aș spune că a avut și un rol foarte important în Basarabia, în martie 1918, în sensul că a asigurat desfășurarea în condiții civilizate, decente, fără, așa cum spune istoriografia sovietică, să acționeze asupra deciziei Sfatului Țării, nu, dar asigura desfășurarea ședinței Sfatului Țării în condiții firești, normale. Faptul că armata română nu a impus decizia în Sfatul Țării o dovedește faptul că în Sfatul Țării n-a fost unanimitate în sensul unirii. Acolo în Sfatul Țării nu a fost unanimitate, dar marea majoritate a votat pentru unire. Păi dacă era o decizie pe care o controla armata română, mă gândesc că ar fi fost totuși o unanimitate. Dar a asigurat deci condițiile unei bune desfășurări a acestui sfat. Mă întorc la ceea ce îmi spuneați dumneavoastră. Gândiți-vă că în 1916, tocmai pentru că Ferdinand alege și o spune în Consiliul de Coroană să fie un bun român, familia lui, deci familia de Hohenzollern-Sigmaringen, tatăl lui a coborât la castelul din Sigmaringen drapelul în Berna, ca și cum un membru al familiei ar fi murit. Deci familia l-a declarat cumva pe Ferdinand de Hohenzollern ca fiind mort. A fost șters din registrele familiei regale și a existat și o intenție a Kaiserului Wilhelm al II-lea de a-l schimba de pe tron. Sigur, n-a reușit să facă, a amânat cumva după încheierea războiului o asemenea decizie, dar din momentul în care Ferdinand în Consiliul de Coroană spune că sunt un bun român și voi fi un bun român și decide intrarea în război alături de Antantă, din acel moment, practic, raporturile dintre familia de Hohenzollern-Sigmaringen și familia, această ramură românească, toate aceste raporturi sunt, practic, rupte. Ferdinand avea să fie nu doar un bun român pentru că o declarase, ci avea să demonstreze că este un bun român chiar în raport cu propria familie. Apropo de Sfatul Țării și de faptul că armata română a lăsat această structură a momentului să se pronunțe adecvat, cum este privită în Republica Moldova ziua de 1 decembrie 1918? Cum este predată în școli, dacă are loc această explicație și la nivelul generației care acum se află în licee, în facultăți? Evident, este predată în școli, s-a făcut acest lucru imediat după 1990, a început să se întâmple acest lucru în cursurile de istorie, istoria românilor, care se predă alături de istoria universală în liceele și gimnaziile din Republica Moldova și în facultăți, în universități. Istoria studiată, istoria națională studiată în Republica Moldova este istoria României. Uitați-mă doar o secundă, pentru că impresia mea, fără să fiu foarte sigur, dar știu sigur pentru noi, nu se numește istoria românilor, ceea ce pentru mine este o tristețe. Manualul se cheamă istorie și de aceea, într-un fel, și la noi se numește istorie, nu se numește istoria românilor. Manualul de istoria română, s-a numit Manual de istoria românilor până în 1948. Or, eu cred că ar fi foarte corect să se revină la această formulare istoria românilor, nu istorie. Or, am impresia că și în Republica Moldova acum, dar nu sunt sigur, poate ne confirmă colegul nostru, dar știu sigur că la noi se numește istorie. În Republica Moldova s-a studiat dintotdeauna, s-au studiat două cursuri, istoria universală și istoria românilor. Eu am terminat liceul în anul 2007, am studiat istoria românilor până la final, istoria românilor și istoria universală. Până la finalul studiilor, că istoria românilor nu a ajuns la final. Până la finalul studiilor mele de liceu, e adevărat.
Și pe manual scria istoria românilor. Ulterior, regimul de atunci, regimul Partidului Comuniștilor, regimul condus de Vladimir Voronin, Vladimir Voronin era președinte atunci, da? Da, era președintele statului și președintele Partidului Comuniștilor în același timp. Numai rostirea cuvântului sintagmei Partidul Comuniștilor te-a făcut să tușești. Da. Voi răciți brusc când a rostit sintagma, da, asta. O bună observație, da. E gerul care vine de la est, crivățul. Să sperăm că se va opri. Da. A fost un manual de istorie, a fost într-adevăr un manual de istorie care a încercat să fie impus în școli. Se numea istorie și istorie curs integrat. Adică acolo existau elemente din istoria locală, din istoria provinciei. Care înlocuia pe cel pe care îl înlocuia. Însă a existat o largă opoziție în rândurile profesorilor de istorie, din școli, din licee și din universități în Republica Moldova, din partea acelei părți a societății civile, în care erau grupați acești istorici, asociații istoricilor și alte asociații, care a făcut ca această tentativă de curs integrat, de istorie integrată, să eșueze până la urmă. În 2008-2009 ea eșuase deja, apoi a venit schimbarea de regim din vara anului 2009. Determinată de mișcarea tineretului din aprilie 2009. Tineretului, da, exact, din aprilie 2009, și la aceste lucruri s-a renunțat. Acum, din câte cunosc eu, s-ar putea să greșesc, dar din câte cunosc eu acum, în școlile, gimnaziile și liceele din Republica Moldova se studiază elementele istoriei românilor, adică se studiază tot istoria națională, aceeași paradigma istoriei naționale care s-a studiat pe tot parcursul celor două decenii, din 1990 până acum, de când prin decizia guvernului Druck în 1990 s-a introdus cursul de istorie a românilor, cursul s-a numit istoria românilor până acum. Nu sunt foarte bine informat dacă acum, as we speak, se numește cursul tot istoria românilor, dar ce știu cu siguranță este că și acum se studiază tot aceeași paradigmă, adică nu s-a renunțat la istoria națională a întregului spațiu românesc acolo, și asta mă duce la răspunsul la întrebarea dumneavoastră de mai devreme. Cu ziua de 1 decembrie am învățat în școală și în liceu ulterior că 1 decembrie înseamnă ziua unirii teritoriilor românești în 1918 și cu România, cu vechiul regat, și făurirea sau instituirea statului național unitar român. Asta am învățat eu în școală, asta se învață și acum în școală acolo. Ziua de 1 decembrie a fost întotdeauna sărbătorită la nivel de asociații, grupuri, persoane, familii în Republica Moldova. Nu este o sărbătoare oficială, n-a fost niciodată o sărbătoare oficială. Ziua Națională a Republicii Moldova. Dar totuși să apreciem este faptul că președintele Nicolae Timofti, pe data de 1 decembrie 2013, a fost la București și a asistat la parada militară, exact, și a fost însoțit și de Vitalie Marinuță, ministrul apărării din acel moment. Da, este ziua de 1 decembrie 1918, este în Republica Moldova o sărbătoare, aș zice eu, în ascensiune. Deoarece pe măsură ce legăturile dintre cele două maluri de Prut se fortifică și cresc în intensitate, mai ales din 2009 încoace, crește în importanță și ziua de 1 decembrie, ziua națională a României, ziua unirii, Marii Uniri din 1918 în Republica Moldova, și sărbătorirea acestei zile este tot mai are un caracter tot mai de masă. Am să spun o întrebare. S-ar putea să fie dificile, dar în sprijinul tău. Da. Oare cei care au fixat alegerile pe 30 noiembrie s-au gândit și la impactul emoțional al faptului că a doua zi va fi în decembrie și cei care vor în Europa și vor să vorbească limba română, care este limba Uniunii Europene, vor vota în consecință? Este o
presupoziție interesantă. Ar fi interesant să speculăm pe tema asta, să ne gândim dacă... E doar o întrebare, nu e o speculație. Așa, da, dacă e așa sau dacă poate 30 noiembrie 2014 vine chiar la 4 ani după 27 noiembrie 2010, când au fost celelalte alegeri parlamentare și trecând 4 ani s-a dat preferință zilei de 30 noiembrie pentru organizarea acestor alegeri. Nu se puteau organiza pe 23 noiembrie, deoarece s-ar fi devansat cu câteva zile, ar fi venit înainte, cu câteva zile înainte împlinirii celor termenului de 4 ani. Am înțeles. Da, atunci probabil mai curând este o coincidență fericită a datelor în cazul ăsta. Cum se întâmplă adesea în istorie, hazardul de multe ori face niște conexiuni cu totul uimitoare. Da, da. Avem pe ecran imagini frumoase din Alba Iulia, cetatea Marii Uniri. Discutam cu invitații din prima parte a emisiunii, generalul Neagoe Visarion, dr. Abdallah Mobasher, vicepreședintele Comunității Egiptenilor din România și scriitorul Dan Gâjiu, despre faptul că există anunțul oficial că pe 1 decembrie 2014 parada militară va fi în fața Palatului Parlamentului. Un nou președinte, un nou loc de desfășurare a paradei, sigur motivul oficial este cel că va, la Arcul de Triumf se fac reamenajări. Dar aici este chestiunea. Mulți au avut grijă în timp să ne reamenajeze istoria, să ne reamenajeze manualele. Știu că te numeri printre istoricii care țin foarte mult la istoria așa cum a fost. Din această perspectivă, acel tablou, acea imagine cu români și militari și țărani, cu steaguri, atunci, la 1 decembrie 1918, este doar așa o imagine care neapărat vrea să redea spiritul unei națiuni descătușate sau reflectă un moment care așa s-a petrecut? Nu, este în mod evident o realitate pentru că avem acolo suficiente mărturii care arată felul în care s-a organizat această adunare. Acolo au fost reprezentanți din toate zonele locuite de români cu un mandat foarte clar exprimat. Bun, dar n-aveau difuzoare, n-aveau televiziuni. Cum au putut să se înțeleagă unii pe alții și să asculte mulțimea aceea fremătând de bucuria momentului pe cei care după aceea au fost identificați și recunoscuți ca liderii momentului? Nu. Marea Adunare este un eveniment. Ceea ce se întâmplă în sala Marii Uniri, semnarea tuturor actelor sunt evenimente succesive și... Știu, dar tocmai am dorit să te provoc, da, vis-a-vis de ce s-a întâmplat în sala Unirii. Important este... Nu, eu aș spune că e importantă acea adunare de la Alba Iulia, pentru că ea acolo are forța necesară. A legitimat orice fel de decizie, exact. Pentru că, vedeți, tocmai asta vreau să vă spun. Avem o diferență foarte mare între provinciile celelalte istorice. În Basarabia, tocmai ca urmare a felului în care se desfășoară primul război mondial și a contextului politico-militar, nu putem vorbi despre o largă adunare populară, ci de o decizie în sfatul țării. În Bucovina avem tot așa o decizie a unui for reprezentativ pentru populațiile din Bucovina. Or, în Transilvania avem această imensă adunare care evidențiază dorința legitimă a românilor și care, într-un fel sau altul, marchează cu adevărat momentul desăvârșirii Unii în 1918. Ceea ce vreau să vă spun apropo de întrebarea dumneavoastră este foarte legitimă, pentru că discuția este valabilă și pentru noi, nu numai pentru cei din Republica Moldova, pentru tinerii din Republica Moldova. Discuția e valabilă și pentru noi în sensul că, din nefericire vă spun, eu cred că la noi maniera de percepere, de abordare a trecutului național este una destul de, haideți să spun, ca să nu folosesc un cuvânt foarte dur, un puțintel șablonardă. Depășită. Șablonardă. Și vedeți, am de-a face în spațiul universitar cu tineri care în general se feresc de tot ceea ce înseamnă istorie, pentru că pentru ei istoria înseamnă o sumă de cifre și o sumă de date.
prin urmare, vin din spațiul gimnazial cu o abordare care în general nu le permite să discute un trecut prin prisma prezentului. Se spune adesea că un trecut este prezent în măsura în care oferă celor de astăzi niște răspunsuri. O să vedeți poate cu surprindere că nu atât faptul că unii nu știu că 1 decembrie înseamnă de fapt ziua Marii Adunări de la Alba Iulia, ci faptul că nu înțeleg de ce este această chestiune importantă pentru națiunea română, pe de-o parte, în contextul epocii, dar nu înțeleg nici semnificațiile pe care le-ar putea avea astăzi pentru ei, pentru această tânără generație. Eu aș reformula. Eu aș spune că nu-și fac timp să înțeleagă. Nu-și propun. Da, eu în general nu arunc niciodată vina pe tânăra generație. Vreau să spun o chestiune care îl interesează și pe Dan, pentru că el este acum doctorand în sociologie. Sper să ne cheme la teza lui de doctorat, la susținere. Eu am constatat un lucru, discutând cu un reputat profesor universitar într-un domeniu pe care l-aș numi generos de comunicare modernă. Manualele care sunt în zona aceea nu sunt deloc de comunicare modernă. Și m-am uitat pe vreo 3 dintre ele, dacă aș fi fost ministrul învățământului, le-aș fi anulat, pentru că nu poți să chem un student care urmează să lucreze în domeniul relațiilor publice, de exemplu, și să-l pui atunci când dă examen să reproducă. Florin Șpella s-a născut la, a scris, a putare. Lumea caută, și am stat de vorbă cu studenți, cunosc pe propria piele vis-a-vis de reacții, lumea, exact cum ai afirmat, caută niște lucruri care să aibă conexiune cu ziua de azi. În America, la universități, testele și punctajele, sigur că evocă și repere care țin de zona teoretică, dar merg foarte mult pe pragmatism. Citesc o carte ca să știu unde să caut în raft următoarea. Din păcate, aici, sistemul universitar, generally speaking, cum zice englezul, are de suferit. Mă înșel? Vreau să vă spun totuși că spațiul universitar presupune totuși o altă deschidere și manualul universitar, atâta vreme cât profesorul de la o anumită disciplină nu impune un unic curs, un unic manual, lucrurile sunt pe un făgaș. Mi-a plăcut precizarea, atâta timp cât nu impune. Atâta timp cât nu impune, deci un singur manual care s-ar putea să fie chiar al lui și nu impune, prin urmare, o singură lucrare în bibliografie, și foarte greu în spațiul universitar, mă rog, dar sper că nu se întâmple așa ceva. Acolo studentul totuși are o libertate de a alege. Sigur că trebuie să existe un îndrumător și eu cred că și în spațiul universitar este nevoie de un îndrumător pentru a naviga, dacă vreți, în această imensă bibliografie, pentru orice domeniu, nu vorbesc doar de istorie. Eu cred că lucrurile sunt cumva nefericit organizate în spațiul gimnazial sau mai cu seamă, dacă vreți, în spațiul liceal, pentru că acolo se pun baze. Nu poți, de pildă, să stai de vorbă cu un student care vine țintit la facultatea de istorie și să încerci să explici un context general pe care el nu-l știe. Lucrurile astea, bazele se așează cumva în Ar trebui să se așeze în cu totul altă perioadă de instruire. Or, v-am spus, temerea lor, cei cu care vine un contact, temerea lor atunci când discută probleme de istorie este că istoria presupune prin excelență, ca de altfel și alte discipline, să știți că au problema asta și la alte discipline, temerea lor este că aici vor avea de-a face din nou cu o nevoie de memorizare a unor informații istorice care, nefiind așezate într-un context, nefiind plasate într-un ansamblu al unui fenomen, pentru că istoria înseamnă de fapt fenomene istorice, înseamnă acțiuni pe un anumit tip de durată care trebuie înțelese în conexiune. Or, în momentul în care ei percep această disciplină și toate celelalte ca fiind exclusiv nevoie de memorizare, atunci înseamnă că orice proces de gândire, de înțelegere a unui fenomen, și repet, mă refer poate și la disciplinele de care dumneavoastră amintiți, inclusiv la comunicare, de ce nu? Comunicare este o chestiune care e foarte importantă, o vedem bine astăzi. Trebuie să fie dinamică. Trebuie să-l silească pe student să se gândească, să pună în discuție poate prin cele mai stranii și neobișnuite întrebări, să provoace o dezbatere, o gândire, un brainstorming, până la urmă. Da. Iată, ne-a venit amândurile la cuvântul cel mai potrivit. Deși unora în ziarul Adevărul nu le place cuvântul brainstorming. Bun, nicio problemă. Poate că ar trebui să le placă consecințele brainstorming, pentru că ele sunt adesea favorabile pentru toți cei implicați. Și atunci, sigur că, repet, eu nu dau vina pe acești tineri, pentru că nu tinerii sunt problema. Ei au întrebări legitime. Problema principală este cum răspundem acestor întrebări legitime, cum venim în fața lor
reînviind un trecut care, din păcate, pentru ei rămâne mort. Am o întrebare dificilă pentru amândoi. De 1 decembrie, când trăia tatăl meu, general, a trecut la cele veșnice, Dumnezeu să-l ierte, îmi spunea, de 1 decembrie trebuie scos tricolorul și arborat. Am fost în nenumărate misiuni în America și am descoperit ca un cetățean simplu al României, că acolo cetățenii simpli ai Statelor Unite au tot timpul în fața casei, arborat pe propriul catarg, drapelul SUA. De ce în Republica Moldova, de ce în România nu există acest cult necesar al drapelului național? Nu să-l pui doar de 1 decembrie pe toate clădirile oficiale, nu doar atunci să fluture la instituțiile care reprezintă statalitatea de la Chișinău și România de astăzi. Ce se întâmplă? Unde este hiba? Dane? Cred că mai curând e vorba de un anumit specific al Statelor Unite, ca formațiune statală și ca națiune mai mult decât atât. E vorba de istoria Statelor Unite, e vorba de patriotismul lor constituțional, de atașamentul lor față de instituțiile care cuprind modul de viață american, cel axat pe niște piloni. Și unul dintre acești piloni este drapelul, este drapelul Statelor Unite, pe care avem cele 50 de state reprezentate prin cele 50 de stele și cele 13 colonii britanice, 13 state, primele 13 state care și-au proclamat independența în anul 1776, la 4 iulie. În principiu e vorba despre, poate nu neapărat, aici eu aș vrea să fiu cumva un fel de avocat al nostru. Mai scurt că mai avem 3 minute și mai am câte o întrebare. Un fel de avocat al nostru, al românilor. Poate că nu este atât vorba despre lipsa noastră oarecum de respect sau respectul nostru insuficient față de drapel, cât e vorba despre această discrepanță între atenția pe care o acordăm noi drapelului și atenția care se acordă acolo drapelului, care este mult mai mare și asta sare în ochi. Da, sare în ochi, adică ne putem da seama că acolo atenția este mult mai mare, deoarece e vorba despre un anumit specific al istoriei lor. Au avut loc niște evenimente acolo, un război civil în secolul XIX, e o istorie care s-a trăit și e o istorie vie și este un patriotism care e predat elevilor și tinerilor și este insuflat cumva pe diferite canale, prin media, prin mass media, prin cultură foarte mult, prin muzică, prin modul de viață american, Statele Unite, care sunt, mă rog, centrul lumii și imperiul mondial. Florin, răspunsul tău? Întrebarea noastră este legitimă și cu îngăduința noastră aș încerca să o reformulez. De ce doar de 1 decembrie am drapelul foarte vizibil? De ce doar de ziua drapelului sunt foarte atașat de drapel? Eu aș vrea să-i văd, pentru că uitați-vă, de 1 decembrie mai ales, totuși la orice manifestare publică, în orice localitate din țară, veți observa deja foarte multe drapele. Problema este ce facem în afara zilei de 1 decembrie, în afara zilei de sărbătorie special desemnată prin lege pentru drapelul național. 60 de secunde, dorința ta pentru România din 2014 până în 2018. Dan. Aș vrea să fie o țară stabilă în primul rând, bine guvernată în al doilea rând, una în care nivelul de trai să crească, să beneficiem, mă refer la România acum, să beneficiem de avantajele integrării depline în spațiul european, eventual ridicarea frontierelor, accederea în spațiul Schengen. Aș vrea să se întâmple lucruri bune pentru români în acești 4 ani. Aș vrea să ne apropiem tot mai mult cele două state, România și Republica Moldova, între ele. Aș vrea ca în 2018 Republica Moldova să facă deja parte din România, deși o să fiu mai puțin mai pesimist aici, nu cred că se va întâmpla în 2018, din păcate. Dar eu știu sigur că până atunci societatea din cele două state o să facă pași, o să mergem spre acest obiectiv. Știu sigur că el în 2018 va fi mai aproape decât este acum.
50 de secunde. Eu îmi doresc un lucru foarte simplu, pentru că de la acesta cred că derivă toate celelalte. Îmi doresc să fim capabili să discutăm cele mai spinoase probleme, dar fiecare dintre noi având propriile argumente și capabili, ascultându-l mai mult pe celălalt, să putem construi ceva împreună. Stimați telespectatori, am avut șansa pe parcursul celor sute de minute să ascultăm opiniile unui general trecut prin deșertul irachian și afgan, generalul Neagoe Visarion, a unui egiptean care trăiește în România și are și cetățenia română și ne-a încântat cu cuvintele sale dedicate țării pe care acum o iubește la fel ca și pe țara natală, unui scriitor de talia lui Dan Gâjiu, unui istoric și ofițer demn al Armatei României, al Armatei Naționale a României, Florin Șperlea, și a unui sociolog, cetățean al celor două state românești, Dan Nicu. La mulți ani România, la mulți ani buni români!